Bună ziua, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, domnul Ciobo Astaloș, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație. PNL a depus miercuri două sesizări la CCR pentru votul dat în Parlament pe componența instituției. Ce ne puteți spune despre această situație și despre cele două sesizări? În principiu nu comentăm contestațiile depuse de partidele parlamentare cu privire la CNCD. Mă surprinde că una dintre contestații se referă la o nominalizare sau o numire a Parlamentului care a avut loc acum un an și până acum nu am avut nicio reacție din partea niciunui partid parlamentar. Rămâne, desigur, la latitudinea Curții Constituționale să analizeze și să răspundă la cele două contestații. Alte comentarii nu doresc să fac pe aceste două contestații. Ce pot să spun în privința componenței este că o instituție cum suntem noi este bine să reprezintă o diversitate în componența colegiului, multidisciplinară, până la urmă plângerile pe care noi le înregistrăm și le soluționăm vin dintr-o sferă largă a societății și aduc în discuție probleme dificile, multidisciplinare, iar cu cât avem o reprezentare mai diversă și multidisciplinară în colegiu, cu atât șansa de a da o hotărâre corectă crește. Dar de ce credeți că Partidul Național Liberal sesizează acum o situație de acum un an? Nu aș putea să vă explic ce a fost la baza acestei decizii a Partidului Național Liberal. Eu cred că este important orice decizie atunci când se fac nominalizări în instituții publice. CNCD a decis în urma unei sesizări a redacției Lumea Justiției că eticheta penal folosită de către președintele Klaus Iohannis reprezintă discriminare și chiar președintele a fost amendat cu suma de 2000 de lei. Cât de justificată este această decizie care a produs ample controverse, am văzut, în spațiu public? Practic, lumea s-a împărțit în două tabere. Lumea a fost împărțită în două tabere și înainte de decizia noastră. Această decizie probabil că a alimentat cele două tabere în polarizarea care există la nivelul societății, foarte multă intoleranță și ură în privința dezbaterii unor subiecte publice. În acest caz, eu cred că subiectul de interes public privește limita libertății de exprimare, care privește întreaga societate și despre care trebuie să discutăm. Aici avem o serie de criterii după care stabilim limita libertății de exprimare, criterii pe care nu le-am inventat noi, ci le-am câștigat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Nu este un demers facil de a trasa limita libertății de exprimare, mai ales în cazul persoanelor care sunt formatori de opinie și desigur că astfel de situații pot să dea naștere la controverse, inclusiv în interiorul colegiului, instituției, dar până la urmă justiția va decide dacă această hotărâre a fost una legală și corectă sau nu. Ce le spuneți celor care susțin că CNCD-ul a luat o decizie politică în această speță? Eu pot să spun doar să aștepte motivarea acestei decizii și să ia în considerare toate deciziile pe libertate de exprimare pe care am luat în ultimii 13 ani. Chiar la înființarea instituției în 2002, de exemplu, am avut prima decizie a CNCD, s-a referit tot la limita libertății de exprimare legat de închiderea fostului post de televiziune OTV, ca urmare a unor declarații a domnului Vadim Tudor,
cu fostul președinte pe vremea. De ce în cazul Dăncilă, atunci când doamna premier a făcut o exprimare nefericită cu autiștii, CNCD a decis să dea doar un avertisment, iar în cazul domnului președinte o amendă? Care este diferența dintre cele două cazuri? Aș vrea să vă corectez. În cazul Dăncilă, CNCD nu a stabilit că este discriminare, deci Nu a nici stabilit. măcar nu a considerat că este discriminare. De ce? În cazul Dăncilă a fost un vot de 7 la 1, de 7 majoritari au spus că nu suntem în prezența unei discriminări pentru că noi am mai avut un astfel de caz în 2014 cu domnul Călim Popescu Tăriceanu, care a folosit cu exprimarea de autist tot într-o dezbatere publică. Pe de altă parte, majoritatea a considerat că nu a fost o declarație care a vizat această categorie de persoane, ci s-a făcut referire la comportamentul unor politicieni europarlamentari vis-a-vis de argumentele sau dezbaterea publică pe anumite subiecte. Opinia minoritară a fost reprezentată de mine în acea decizie și am arătat că are un efect negativ asupra acestei categorii de persoane, cele care sunt afectate de autism, pentru că exprimarea s-a folosit într-un sens peiorativ. Și în acest caz, în măsura în care hotărârea va fi atacată în instanță, se va decide asupra legalității hotărârii noastre. În ce privește pe domnul președinte Iohannis și speța în cauză, și acolo au fost două opinii, o majoritate de 5 la 4, și majoritatea a considerat că suntem în prezența unei exprimări care reprezintă un pericol social mai mare, pentru că cel care a făcut declarația este președintele statului și în mod indirect sau chiar în mod direct ar încălca prezumția de nevinovăție a acelor persoane la care s-a făcut referire. Și în acest caz, justiția va decide încă o dată dacă hotărârea noastră a fost corectă sau nu. Au apărut în ultima perioadă tot mai multe voci care susțin că CNCD este o instituție politizată în subordinea PSD-ALDE. Ce le răspundeți acestora? Să ia la puricat toate hotărârile noastre, nu doar 4-5 hotărâri pe care le consideră ca fiind neîntemeiate sau pe care le suspectează ca fiind decizii politice și, desigur, să interpreteze deciziile noastre în afara acestui context politic de polarizare, de luptă politică acerbă în societate. Să facă un exercițiu de rațiune și să analizeze rațional aceste decizii. Eu nu exclud că nu putem să avem decizii sau să adoptăm decizii care sunt la limită sau sunt desființate sau pot fi desființate de instanțele de judecată, dar procentul acesta este nesemnificativ. Și să analizeze și hotărârile din anii trecuți pe limita libertății de exprimare când au fost implicați politicieni de altă culoare decât actuala majoritate care conduce țara. Și în anii precedenți am avut decizii legate de alți politicieni din alte partide în care la fel am procedat și la fel ni s-au adus acuzații că am luat decizii politice. Eu m-aș bucura să sosească timpul în care să nu avem noi motive și astfel de spețe, adică formatorii de opinie să fie mai responsabili în prestanța lor publică, atunci când postează mesaje sau atunci când fac declarații și să prevină etichetările, utilizarea de prejudecăți și stereotipuri în societate, sau m-aș bucura foarte tare în momentul în care avem o astfel de scăpare, să zic așa, atunci alți politicieni se condamne public astfel de gesturi. Eu nu am văzut mulți politicieni să condamne, de exemplu, declarația fostului premier Tudose cu privire la
maghiarii care ar trebui să fluture alături de steag. Într-o societate unde am o dezbatere vie, se sancționează astfel de derapaje de către societate, nu de instituții. Instituțiile intervin atunci când societatea nu am această reacție. M-aș fi tare bucurat să avem reacții din partea mass media și să se aplice un cod de etică ca urmare a textului publicat de Times New Roman. Dar nu am văzut reacții de autoreglementare a presei în acest caz, atunci instituțiile statului nu ar trebui să intervină. În ce privește mass media, eu sunt pentru autoreglementare. Nu ne face deloc plăcere ca instituție publică să analizăm limita libertății de exprimare în cazul jurnaliștilor. Rolul lor în societate este extrem de important, dar exercitarea libertății de exprimare fără responsabilitate duce tocmai la condamnarea acestui drept. Dumneavoastră personal, ați simțit vreun fel de presiune politică din partea anumitor decidenți politici pe anumite cazuri? După 15 ani nu mai simt nici presiunea vremii, dar aminte să mai simt presiune politică. Nu am avut presiune Pentru că s-a tot politică, discutat nu am această avut presiune chestiune în ultima politică perioadă. pe nici un dosar. Am explicat tot timpul publicului deciziile noastre, chiar dacă eram în opinie minoritară. Noi suntem un colectiv, un colegiu și un consiliu unitar și îmi asum toate deciziile pe care le ia colegiul, ceea ce nu înseamnă că nu îmi rezerv dreptul de a avea opinii separate. Nu am avut decizii politice, și nici nu am cunoștință că alți colegi să aibă presiuni de natură politică sau de altă natură. Pot să existe presiuni în mass media, se dezbate subiectul, există o anumită încărcătură, dar suntem antrenați, cel puțin eu personal, n-am o problemă de acest gen. Care este cea mai mare amendă dată de instituția dumneavoastră într-un caz de discriminare? Cea mai mare amendă a fost de 50.000 de lei, aplicată unui angajator care a procedat la disponibilizarea acelor angajați care au refuzat să renunțe la un proces pe care l-au intentat angajatorului pentru obținerea unor drepturi bănești și care au refuzat să se transfere dintr-un sindicat reprezentativ la un alt sindicat nou înființat. Este o sancțiune menținută de instanțele de judecată, dar am mai avut amenzi foarte mari, de 20.000 de lei, de exemplu, într-un caz de hărțuire sexuală, hărțuire, pardon, la locul de muncă, din nou menținută de instanța de judecată. Am avut o serie de amenzi aplicate municipiilor reședință de județ, care nu au adaptat transportul local pentru persoanele cu dizabilități. Toate aceste procese au fost câștigate în instanță și amenziile au fost de la 5.000 până la 15.000 de lei. Sunt în proces de monitorizare aceste municipii reședință de județ și am reluat sancțiunile aplicate. Mai avem amenzi, de exemplu, aplicate de instanță de 10.000 de lei unor companii de taximetrie care au refuzat să servească o persoană cu dizabilități. Deci avem foarte multe decizii care privesc grupuri vulnerabile, mai puțin mediatizate, pentru că nu se vinde o astfel de știre, probabil cum se vinde una în care sunt implicate persoane cu funcții publice. Cât de des sunt întâlnite cazurile de discriminare la locul de muncă? Sunt extrem de prezente, oricum anual avem în jur de între 4.000 și 5.000 de procese direct în instanță, la care judecătorul ne solicită puncte de vedere și noi înregistrăm anual până în 700-800 de plângeri. Anul trecut am avut aproape 700 de decizii. Trebuie să subliniez că un număr important de cazuri privesc problema reglementării unitare, a salarizării unitare,
După legea din 2010 am avut un val de cazuri, iar acum, după adoptarea noi legi unice de salarizare, din nou sunt foarte multe cazuri direct în instanță sau la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, cazuri care privesc plata egală, respectarea principiului plată egală pentru muncă de valoare egală, dar zona de discriminare aici în muncă privește vârsta, condiția femeii, femeia însărcinată sau femeia care se întoarce din îngrijire, creștere, copil, salarizare, deci este un complex de cazuistică în această zonă. Am văzut în spațiu public o controversă legată de competența genocidă în cazul iubitei șefului PSD, Liviu Dragnea. Vă rog să ne precizați în ce măsură această speță intră în atribuțiile CNCD și nu ale unei instanțe civile, spre exemplu. Nu există un conflict de competență, pentru că în instanța civilă există o răspundere civilă, există un proces pentru daune morale și materiale și în zona noastră vorbim de o răspundere administrativă contravențională în acest caz, deci este și un caz de discriminare în interpretarea noastră, pentru că vorbim de imaginea femeii în spațiu public. De altfel, adunarea parlamentară a Consiliului Europei are recomandări pentru jurnaliști în zona de etică jurnalistică pentru a preveni promovarea sau crearea de stereotipuri și prejudecăți față de femei în spațiu public. Nu este un lucru facil să explic această speță pentru că textul este atât de sexist încât nu pot să-l redau, dar acolo vorbim de o transformare într-un obiect sexual al femeii. Și de aceea este și un caz de discriminare, nu doar un caz de răspundere civilă. În primul rând, vreau să subliniez că jurnaliștii au tot dreptul să critique persoanele care sunt formatori de opinie în sens larg. Ori și în acel caz vorbim despre femei, unele cu funcții, altele doar membri de partid, dar sunt persoane publice, într-un sens larg, pe care noi îl înțelegem. Ai dreptul ca jurnalist să critici un partid, să critici o persoană că a parvenit în politică, faptul că eventual a făcut compromisuri, dacă ai dovezi, bineînțeles. Dar trebuie să le faci cu bună credință această critică și fără să intervii în viața privată sau să aduci aspecte de viață privată acelei persoane dacă nu reprezintă un subiect de interes public elementul de viață privată. Nu e cazul în această speță. Ca atare, acestea sunt argumentele pentru care vorbim și de competența CNCD și de un caz de discriminare prin încălcarea demnității umane. Acel text a creat o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa acelor cinci femei care au făcut plângerea și sunt convins, am fost chestionat de foarte mulți jurnaliști și analiști pe această speță și i-am întrebat, ați citit textul? Majoritatea, 99% mi-au spus că nu. Le-am trimis textul pentru că nu se mai găsea pe internet și după ce au citit textul, singura întrebare a fost, ok, de ce ar fi și discriminare? Dar niciunul dintre cei care m-au chestionat nu au achiesat la acel text. Câtă libertate de exprimare are un jurnalist în România? Are o libertate foarte largă de exprimare din punctul meu de vedere. Depinde și de priceperea jurnalistului. Ajunge până acolo încât să nu incite la ură împotriva unei alte persoane sau împotriva unei comunități. Altfel, jurnalistul, din punctul meu de vedere, are un rol extrem de important în România în a pune în dezbatere publică subiecte de interes public, în a critica, în a disemina informația, a informa cetățeanul pentru a putea să adopte decizii în cunoștință de cauză, inclusiv politice, dar subliniez, depinde foarte mult de jurnalist cum își exercită acest drept și cum își creează libertatea de exprimare, care poate să depindă de foarte multe lucruri,
nu neapărat de textul pe care îl transmite sau declarația pe care o dă jurnalistul. Depinde și de condiția economică a mass media din România, ceea ce suferă, mass media suferă, depinde de regulile pe care și le implementează în cultura organizațională mass media din România. Și aici sunt multe probleme, și depinde și de cât respectă aceste reguli, de exemplu, să nu avem, de exemplu, discriminare în mass media. Pentru că și acesta poate fi un subiect și sunt probleme în această zonă. Am întâlnit trusturi de presă care încheie contracte pe perioadă determinată cu femei jurnaliști și dacă rămân însărcinate, nu mai prelungesc contractul de muncă. Nu este o practică tocmai în sensul respectării principiului nediscriminării, dar aș putea să vă dau multe alte exemple din zona mass media. Eu cred că dacă mass media dorește să promoveze anumite principii și se bate pentru aceste principii, inclusiv libertatea de exprimare, este important să implementeze aceste reguli, în primul rând, în interiorul culturii organizaționale, dacă crede în aceste reguli. Pe de altă parte, vedem o schimbare în mass media, având o globalizare a comunicării, mai ales instante și în zona de pagini de socializare, este greu să faci o diferență între jurnalistul profesionist și jurnalistul de ocazie și sunt și jurnaliști care se refugiază în diferite startup-uri mai mici pentru a-și păstra libertatea de exprimare și fac jurnalistică de investigație, merg în această zonă. Sunt mai frecvente acum cazurile de discriminare în media față de acum alți ani, anii trecuți. Din punctul meu de vedere, nu sunt schimbări radicale. Suntem undeva tot în acea zonă, cum am Mă fost în. gândesc, sunt mai înverșunați jurnaliștii Eu acum în... nu o să afirm niciodată despre un jurnalist că este înverșunat sau mai cu înverșunat. ghilimele de rigoare. Jurnalistul este jurnalist. Este câinele de pază al societății mass media și, ca atare, jurnalistul se comportă în acel registru, așa trebuie să fie jurnalistul. Care sunt criteriile pe baza cărora CNCD diferențiază un caz discriminatoriu de unul legat de libertatea de expresie? Eu personal folosesc un set de criterii consacrat în jurisprudența Curților Penale a Drepturilor Omului. În primul rând, analizez contextul. În ce context s-a emis acel mesaj, după care analizez conținutul mesajului, persoana celui care a transmis mesajul, ce a dorit să disemineze prin acel mesaj și care au fost efectele. De la caz la caz fac această analiză pe fiecare speță și în cazul jurnalistului iau în considerare și faptul că el are un rol în societate și are o libertate foarte largă de exprimare, ca atare doar în anumite situații limită sunt pentru o intervenție în libertatea de exprimare a jurnalistului. În România încă nu avem limite clare. Eu cred că un jurnalist are dreptul să spună despre o persoană publică că este proastă sau prost. Sau penal. În zona de penal, vedeți, aici avem o lungă discuție cum contextul contează. Penal sau penal ca și cuvânt nu îl regăsiți în dex. Asta nu înseamnă că nu ar exista ca o formă, ca un argou. Da? Dar zona de penal înseamnă tot ansamblul de acte normative care reglementează dreptul penal, procedura penală. Mai înseamnă și subiecții procedurii penale, unde pot să am de la suspect, învinuit, inculpat, care au o calitate diferită a procesului penal, o serie de poziții în care se poate regăsi un cetățean.
A spune inculpat, da, în spațiu public, este un element negativ, determină un element negativ. Foarte puțin interpretează această denumire de inculpat ca fiind persoana față de care există prezumția de nevinovăție. La noi avea calitate de suspect, învinuit sau inculpat, în societate este o etichetă negativă destul de puternică. Folosim aceste etichete în dezbaterea publică, alții folosesc și în lupta politică. Ca atare, zona de penal nu înseamnă că nu poate să aibă conotații negative, dar cât de negative, astfel încât să intervin să limitez dreptul de exprimare într-un context sau altul, eu aș evita, desigur, să folosesc exprimarea de penali. Pentru că o persoană, chiar dacă are o calitate într-un proces penal, sau hai să spunem, o persoană care a fost condamnată definitiv și irevocabil, sau care a executat o pedeapsă cu închisoare, are dreptul la demnitate. Dacă noi credem în recuperarea persoanelor condamnate pentru societate prin executarea pedepsei, indiferent că este pedeapsa închisorii sau o pedeapsă cu suspendare, atunci trebuie să respectăm demnitatea umană a acestei persoane. Chiar dacă noi considerăm că anumite persoane moral n-ar trebui să ocupe o anumită funcție sau alta în stat, dincolo de acest aspect, demnitatea umană al fiecarei persoane, indiferent de poziția în care se află în societate, și un om al străzii are dreptul la demnitate umană, trebuie promovat și respectat. Deci depinde și scopul și sensul în care folosim aceste exprimări de penal, inculpat, suspect, învinuit sau condamnat. Prefer să-i spun condamnat decât infractor, pentru că în societate este evident că am un element de negativ, o prejudecată față de aceste persoane. Că tot De ați. altfel, ca și o paranteză, domnul președinte, în acele declarații, după ce folosește această exprimare, punctează și arată ce înțelege prin acea exprimare, pentru că spune imediat, în a doua, a treia propoziție, v-am explicat ce înțeleg. Eu nu am să mediez niciodată între DNA și inculpați. Spune în acel text. Dar, desigur, acolo vorbim de o declarație politică și o să rămână la atitudinea instanței să spună unde e limita de libertății de exprimare în acest caz. Domnul președinte a anunțat că va ataca această Este decizie și dreptul că. dânsului, fiecarei părți, de altfel, să atace o decizie. 99% din deciziile noastre care sunt cu sancționare, cu constatare și cele de neconstatare sunt atacate în instanță. Avem o rată de menținere a hotărârilor între 85% și 90%, a 11% și 92%. Dar este un exercițiu benefic democrației noastre în încercarea noastră a determina, a stabili limita libertății de exprimare. Pe site-ul petițieonline.com am văzut că există o petiție pentru desființarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Ce ne puteți spune despre această petiție? Este libertatea oricărei organizații sau oricăror persoane de a iniția petiții. Este prima petiție de acest fel la Nu adresa am mai avut în instituției? trecut plângeri sau inițiative de desființare. Eu cred în utilitatea acestei instituții. Acum pledez pro bono că într-un sens sau altul, dar uitați-vă ce a fost înainte de 2002, câte cazuri de discriminare au fost, sau s-au soluționat sau nu s-au soluționat, și să vedem care a fost evoluția acestei instituții de la înființare până în prezent. Nu spun că este o instituție perfectă, că nu se poate îmbunătăți, dar eu cred că am contribuit în substanțial la lămurirea anumitor aspecte și la promovarea principiului egalității în România. Noi am contribuit la dezvoltarea unei jurisprudențe foarte competitive în ce privește dreptul nediscriminării pe extrem de multe aspecte. Înțeleg supărarea celor care au inițiat acea
petiție și cam și știu din ce zonă vine. Din ce zonă? Mare parte cei care au promovat și inițiativa de revizuire a Constituției, unii sunt supărați că s-a depus o plângere împotriva purtătorului de cuvânt al Borului, dar instituția noastră încă nu s-a exprimat pe acea plângere. Supărați pe poziția pe care o avem cu privire la parteneriatul civil între persoane de același sex, dar toate aceste poziții sunt în linia mandatului nostru și și sunt în linia unor standarde europene. Până la urmă, într-un fel sau altul, România va trebui să gestioneze și aceste domenii. Repet, noi avem un comportament de neutralitate cu privire la cultele recunoscute de lege, un respect față de toate cultele religioase recunoscute de lege. Eu personal consider că religia și educația religioasă este extrem de importantă pentru orice persoană, dar ține de libertatea fiecăruia de a opta sau nu pentru a fi membru a unui cult sau a beneficia de educație religioasă. Eu personal am optat pentru a fi membru a unui cult, sunt o persoană practicantă în ce privește religia și am și optat pentru copiii mei pentru ora de religie la școală și dincolo de ora de religie, de la școală ei mai beneficiază de educație religioasă în cultul în care ei fac parte. Pentru această libertate pledez și instituția în trecut pentru această libertate a pledat de a avea libertatea fiecare cetățean să aleagă dacă dorește sau nu să fie membru al unui cult și să beneficieze de educație religioasă. În rest, avem toată deschiderea și tot respectul pentru reprezentanții cultelor, pentru cultele recunoscute de lege, dar acolo unde sesizăm situații de discriminare, bineînțeles că am avut poziție și vom avea. Care este cel mai greu caz de discriminare cu care s-a confruntat instituția? N-aș putea să spun instituțional care este cel mai greu caz. Percepția mea aș putea să vă spun. Cred că acele cazuri care privesc copiii cu dizabilități în școli sunt cazuri dificile și cazuri foarte triste, dacă mă întrebați pe mine. Și acolo, dacă am reușit să adoptăm decizii și să luăm măsuri astfel încât să asigurăm copilului accesul la educație și ulterior avem părinți care ne scriu mesaje de mulțumire. Pentru mine asta înseamnă de fapt că am avut rezultat și că mi-am făcut treaba. Sunt și alte situații cu persoane suferind de diferite afecțiuni necontagioase care sunt discriminate la locul de muncă doar pentru simplu fapt că au afecțiune oncologică, de exemplu. Și în momentul în care intervenim, vedem că avem rezultate. În 2007-2008 am avut decizii foarte dificile legate de chestiunea însemnelor religioase în școli, unde am simțit o presiune enormă la acea vreme, mult mai mare decât am avut acum în ultima săptămână. Problematica predării religiei și acolo a fost o problemă, o speță destul de Sensibilă, dificilă mai mult. și sensibilă și grea cu multe presiuni, unde Curtea Constituțională până la urmă a mers pe interpretarea noastră. Cazurile legate de orientarea sexuală din nou sunt probleme delicate și dificile a persoanelor infectate cu HIV-SIDA, unde avem prejudecăți destul de mari în societate. Practic, e categoria de persoane cea mai vizată de discriminare în România. Domnule Ciobo Astaloș, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație.